Sediul Isus Mur din comuna Șelimbăr a fost inaugurat marți în cadrul ceremoniei organizate în preajma Zilei Pompierilor. 50 de angajați are unitatea, aceștia fiind gata să intervină mai rapid pentru salvarea cetățenilor aflați la nevoie. Isus Șelimbăr va asigura o intervenție promptă în întreaga zonă, inclusiv pe autostradă. Comandamentul NATO, care va funcționa la Sibiu, obligă atât instituțiile statului cât și pe cele private la modernizări sau chiar construcții noi. Asta se întâmplă și în cazul unei clădiri ridicate de la zero, care va deveni noul sediu de la Sibiu al Serviciului de Telecomunicații Speciale. Comandamentul NATO va fi deservit din acest sediu în ceea ce privește telecomunicațiile, dar și angajații Serviciului de Urgență 112 vor lucra de aici. Peste 5.000 de teste rapide pentru depistarea coronavirusului au fost puse la dispoziția școlilor și grădinițelor din județul Sibiu de către Distribuția de Sănătate Publică. În primele două zile ale anului școlar nu s-au folosit niciunul. În cazul în care există un consimțământ al părintelui cu privire la acorduri de recoltare a probelor în vederea testării preșcolarilor sau elevilor simptomatici, aceștia vor putea fi testați cu teste antigen rapide în cadrul cabinetelor medicale. Urmăriți știrile zilei pe oradesibiu.ro.